Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la dezbaterea noastră, a treia și ultima dezbatere din cadrul proiectului Votez, un proiect inițiat de Casa Corpului Didactic din Galați, în parteneriat cu Consiliul Național al Elevilor, Consiliul Județean al Elevilor Galați, cu Inspectoratul Școlar Județean, cu proiectul Merito, cu Universitatea Dunărea de Jos și cu firma Synergetics. Această treia dezbatere, veți vedea, vă propune un panel cel puțin la fel de interesant ca primele două. Avem astăzi alături de noi cinci liceeni, sperăm să se alăture și al șaselea cât de curând. Și dezbaterea din seara asta va fi moderată de domnul Vali Ifrim, de la Synergetics. Vali, te rog să nu faci figura asta ca și cum abia acum afli, pentru că îmi dai emoții. Vali Ifrim reprezintă Synergetics, dar motivul principal pentru care l-am invitat să modereze evenimentul din seara asta este faptul că îi apreciez cu tot sufletul calitățile de moderator și de speaker public. Vali este, după părerea mea, absolut admirabil. Nu vă faceți prea multe iluzii, asta nu înseamnă că eu am să reușesc să tac vreo 2 ore, probabil am să intervin și eu în anumite momente când mă va lăsa moderatorul, dar până atunci îi dau cuvântul lui Vali, le mulțumesc celor 6 liceeni ai noștri că au acceptat să fie azi alături de noi, le mulțumesc celor care s-au înscris pentru discuția din seara aceasta și tuturor celor care arată, în general, interes pentru evenimentele pe care le propune Casa Corpului Didactic. Vă mulțumesc mult și, Vali, îți predau cuvântul. Mulțumesc mult, Doru, pentru introducere. Cuvintele alea foarte frumoase venind din partea ta creează așa niște așteptări și sper să mă ridic la nivelul lor. Siguranță. Vreau să mulțumesc Casei Corpului Didactic, vreau să le mulțumesc pentru faptul că s-au gândit să inițieze un asemenea proiect și că îl susțin. Că au făcut toate eforturile pentru ca proiectul să se deruleze atât de bine cât s-a derulat și să strângă în jurul lui atât de mulți oameni interesanți. Genul ăsta de proiect este absolut necesar, iar inițiativa Casei Corpului Didactic este lăudabilă. Ea e reprezentată aici de Doina Geru, director, și de Doru, care este un inițiator de lucruri spectaculoase acolo în Casa Corpului Didactic. Doru a făcut deja prezentarea invitațiilor. Sunt în principiu 6 invitați, sunt elevi din licee Gălățene cunoscute și o să vi prezint pe rând. Din Liceul Teoretic Emil Racoviță avem plăcerea să discutăm cu Apostul Ioan Adelia. Bună seara! Este elev în clasa 11-a. E cu noi de la Liceul Teoretic Mircea Eliade, Moscu Bogdan. Și el elev în clasa 11-a. Bună, Bogdan! Tot alături de noi e și Sandu Florentina, elev în clasa 11 la Liceul de Turism și Alimentație Dumitru Moțoc. Bună seara! Dintre primii care au intrat pe platformă și am apreciat foarte mult lucrul ăsta, e Diana Manole. E elev în clasa 10 la Colegiul Economic Virgil Magiaru. Bună, Bună Diana! seara! Și îl avem împreună, e împreună cu noi și David, Tudor David, elev în clasa 11 la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna. Ne auzi? Ne auzi, David? Probabil o să ne audă mai târziu. Seara. Bun. Tema dezbaterii din seara asta e democrație la firul ierbii. Și am decis că ar fi foarte important să venim și cu genul ăsta de perspectivă și să vedem cum e privită democrația de la firul ierbii, de către cei care fie se pregătesc să voteze anul ăsta pentru prima dată sau urmează să voteze. Mai au un an și ajung la 18 ani și vor vota în scrutinul următor. Să-i întrebăm cum se raportează la vot.
cum văd viața politică, în ce fel percep ei noțiunea asta de implicare și cum, cum se potrivește votul cu, cu implicarea. O să încep de la o observație pe care a făcut-o profesorul Cordoneanu într-una dintre dezbaterile anterioare și mi se pare un punct de plecare foarte bun. Dumnealui cita un sondaj de opinie din septembrie 2020. Un sondaj intitulat Comportamentul electoral și opțiunile de vot în municipiul Galați. Și apărea acolo o întrebare. La întrebarea din sondaj, cât de sigur sunteți că veți merge la vot la alegerile locale, din segmentul de vârstă 18-35 de ani, 77% dintre cei care au fost intervievați și au răspuns, au spus sigur voi vota. În realitate, la vot, doar 37,6% au votat. Întrebarea mea pentru invitații din seara asta, și aș vrea să începem cu întrebarea asta, e următoarea. Ce i-a îndepărtat pe tineri de la vot? De ce nu avem 77% participare? De ce nu avem valul ăsta tânăr de votanți care să impună o agendă, inclusiv la alegerile locale? Și i-aș da cuvântul Ioanei. Bună seara din nou! Păi, în primul rând, noi tinerii, noi nu cunoaștem personajele acestea politice foarte bine. Și automat ne este foarte greu să ne spunem punctul de vedere. Adică eu, da, la anul mă văd duce să votez. Dar eu în momentul în care văd anumite nume, eu nu știu de ce sunt capabile persoanele acestea, nu știu ce rol au ele în politică, în parlament, chiar nu știu. Și probabil voi vota în neștiință de cauză, pentru că nu știu cu ce se ocupă. De aceea, părerea mea ar fi ca noi tinerii să fim cumva învățați, să ne spună așa un adult care cunoaște foarte bine câteva idei așa despre ce înseamnă politică, ce înseamnă parlament, cu ce se ocupă aceste persoane, pentru că noi nu știm. Și chiar ne-ar trebui. Și probabil acesta este principalul motiv pentru care nu numai tinerii, poate că și adulții, poate chiar și bătrânii, nu toți cunosc lucrurile acestea. Ori votează greșit, ori votează doar pentru că e acest sentiment de turmă, cu toții să votăm. Unii nu votează pur și simplu din frică, din neștiință. Și până la urmă tinerii, cumva, în mâinile lor stă totul. Și dacă noi nu cunoaștem, nu e ok. Interesant punctul ăsta de vedere. Aș mai vrea o părere, dacă avem. Uite, aș vrea părerea Dianei. Diana este în clasa 10-a, ia să vedem o părere proaspătă așa. Ia zine, Diana, tu ce părere ai? Păi, de ce au fugit cei 40? Poate unii au fost chestia de dezinteres, au ales să facă niște chestii după părerea lor, poate mai importante, poate mai atractive pentru ei, în loc să meargă și să voteze, chiar dacă este un proces foarte scurt, adică mergi, duci acolo, pui buletinul, ce să mai faci pe acolo? Asta consider eu, că ar putea fi și dezinteresul lor, adică, după cum a spus și Ioana, nu ni se explică, nu ni se spune despre acest lucru. Da, se spune, mergeți la vot și pentru că e important, pentru că voi vă alegeți viitorul. Ok, dar și cu cine să votez? Ce fac ei ca să... Ce au făcut? Da. Da. De fiecare dată când îmi iau ochii de pe ecran, să știți că îmi notez că e mult miez în ce spuneți voi și aș vrea să revenim la câteva dintre temele pe care le-am scos doar din astea două răspunsuri. Florentina, spune-ne, te rog, care e părerea ta? Ce i-a gonit pe tineri? De ce ne-au ajuns cu 40% la urne? Eu consider că tinerii în ziua de astăzi pur și simplu nu mai au speranță. Pentru că eu mă uit la mine, am 17 ani, la anul în februarie fac 18, devin majoră. Mulțumesc. Voi avea dreptul la vot. Dar pur și simplu când te uiți în jurul tău și vezi și acum cum sunt vremurile acestea cu pandemie, cu boala, cu tot ce este,
Când te duci la școală, de fapt acum, că practic nu mai facem școală în ghilimele, tinerii pur și simplu nu mai au speranță. Eu la 17 ani stau și mă gândesc, oare dacă termin 12 clase și o să-mi aleg un job, să spunem, da? Ce o să fac? Ce o să fac? Am de unde alege? Îmi oferă statul în momentul de față? Îmi oferă un job? Sau școala? Cum mă poate îndruma școala în modul online atâta timp cât intrăm toată lumea, de intră toată lumea la ore, stăm 6 ore, să zicem, pe zi, chiar și 7 câteodată, fiecare profesor își spune lecția în parte, dar nimeni nu-ți spune, auzi tinere, uite, să zicem că vrei să devii și tu, nu știu, inginer, avocat, medic. Hai să vorbim despre treaba asta, să vedem în ce direcție vrei să te duci. Adică statul pur și simplu acum îți taie absolut orice, până și școala, iar eu când termin 12 clase nu știu ce vreau să fac. Ok, ok. Serioasă, serioasă observație. Serioasă observație. Eu mi-am notat niște lucruri aici și o să revenim la ele. Aș lua puțin răspunsurile voastre și aș încerca să mergem puțin mai în detaliu, să elaborăm puțin pe baza lor. Noi cunoaștem pe politicieni și că ar trebui să știm mai multe despre ele, despre ei. Perfect de acord. De multe ori limbajul ăsta politic e un limbaj particular, ca să nu îi spunem altfel, mai contundent, așa, mai sec. Dar dincolo de asta, de fapt și de drept, ce ar trebui să cunosc la un politician? E puțin probabil să-mi doresc neapărat să fie vecinul meu de palier. E puțin probabil să-mi doresc să-l știu foarte, foarte bine, foarte bine, cum îl știu pe fratele meu. Ce vreau să știu de la un politician? Ce mă convinge la el, de fapt și de drept? De ce am nevoie? Care-i punctul ăla în care pot eu să pun pârghia încrederii mele, astfel încât să pot răsturna neîncrederea aia care i-a ținut pe cei 40% să nu vină la vot? Unde începe încrederea mea? Care e punctul din care începe încrederea mea ca tânăr? Păi, în primul rând, politicienii pun foarte mult accent pe, cum să spunem, nu pe problemele tinerilor. Adică nu am văzut niciun politician care să spună, uite, haideți să abordăm astăzi problema tinerilor. Școală, burse, facultate, niciun politician. Bine, acum vorbesc din perspectiva mea, nu am auzit. Poate au fost momente, eu nu le-am auzit, mi-ar fi plăcut să aud chestia asta. Și nu auzim, nu ni se transmite sentimentul ăsta, uite, facultatea asta, uite, la facultatea asta am făcut ceva nou. Este ceva nou pentru tineri, haideți să dezvoltăm chestia asta. Nu se pune accent, se pune foarte mult accent pe adulți, pe meserii, pe bătrâni, dar pe tineri e ca un subiect la care nu se abordează, pur și simplu, este egal cu zero și este totuși ceva, cum să zic eu, în minus pentru noi, pentru că și noi suntem importanți și, până la urmă, tinerii, de aici pornește totul. În școală, pe noi nu ne învață nimeni despre funcțiile unui președinte, a unui ministru, noi știm doar că apare la televizor, pune ceva cu legile, adică noi nu prea știm cu ce se mănâncă toată treaba asta numită politică. Și cumva, cred că o oră, cumva, ar trebui să ne explice cineva. În momentul, și acum iar mă întorc la vot. În momentul când votăm, să știm. Dar noi acum nu știm. Noi chiar nu cunoaștem. La televizor nu ne ajută nimeni, nu ne transmite nimeni nimic. Și pentru noi e o cauză pierdută, așa, cum a spus și Florentina. Noi nu, după 12 clase, nu știm. Pur și nu știm pentru că nici nu avem prea multe idei. Avem câteva idei și sunt egale cu zero uneori. Și mereu comparăm. Uite, în străinătate se face chestia asta. La noi de ce nu se poate? Tot e frustrarea asta, că noi, tinerii din România, suntem blocați. Mi se oprește absolut orice. Și ar trebui lucrul acesta discutat, cred că și în politică, să nu mai apară problema aceasta. Asta este punctul meu de vedere la întrebarea dumneavoastră. Ca să sintetizez, multe lucruri interesante în răspunsul tău. Din punctul meu de vedere, pur și simplu mă strânge în spate când aud un tânăr că spune că e blocat.
Îmi pare rău, îmi pare organic rău să aud treaba asta. Nimeni nu ar trebui să spună asta la 17 ani. La 17 ani cerul e limita. Dar ca să sintetizez, punctul ăsta din care ar putea începe un dialog bazat pe încredere cu un politician este punctul în care agenda lui reflectă nevoile tinerilor. Da? Altcineva? Alt punct de vedere? Diana, Florentina, sunteți de acord? Ați vrea să vedeți altceva într-un politician? V-ar câștiga mai degrabă cu altceva? V-ar aduce aici, în zona asta, vieții implicate? În primul rând, încrederea ar trebui să fie bazat pe un politician. Ce înseamnă încrederea? E important să mergem puțin mai în detaliu, să definim. Încredere, din ce punct de vedere? Adică noi să avem încredere în el că el poate dezvolta, în cel puțin educația, în momentul de față. E capabil. Da, că e capabil. Aha. Să dezvolte ceva. Ok, ok. Îmi place cum puneți problema. Încrederea că e capabil să facă lucrul ăsta. Da, da, super. Acum aș vrea să mergem puțin mai departe. Din câte am înțeles, nu există o agendă publică, o agendă care să reflecte nevoile tinerilor. De multe ori e suficient să se spună creștem alocațiile și din punctul ăsta de vedere majoritatea politicienilor consideră că au bifat nevoile tinerilor. Gata, dacă am crescut alocațiile, totul este în regulă. Când în realitate voi spuneți că nevoile tinerilor sunt cu totul altele. Florentina a vorbit despre locurile de muncă. Locurile de muncă ale tinerilor sunt alt fel de locuri de muncă decât locurile de muncă ale adulților. Da? E vorba de locuri de muncă în care pot să câștig experiență, nu în care am nevoie de experiență ca să ocup poziția respectivă. Locuri de muncă în care pot să cresc, locuri de muncă în care îmi găsesc modele, poate din locul ăla de muncă aleg să-mi deschid o afacere, poate mă orientez profesional către altceva. Vorbeați despre educație performantă, cu siguranță ăsta este un pariu, da? Pentru că vă doriți să învățați în instituții performante, să mergeți în universități performante. Și e într-adevăr puțin frustrant să te gândești că lași de multe ori probleme legate de educație unui for legislativ în care doctoratele zac pe toate holurile, dar pricepere găsești pe aici, pe acolo. În condițiile astea, ce puteți voi să faceți? Au tinerii posibilitatea de a întoarce discursul? Au tinerii posibilitatea de a impune o agendă a lor? Până se gândesc, aș fi vrut să intervin și eu cu o întrebare ajutătoare și cumva suplimentară la ce ai spus tu. Și anume, recunosc că probabil e natura asta de profesor de logică care vorbește în mine, dar recunosc că văd o ușor scurt circuit logic în ceea ce s-a spus până acum. Pentru că, pe de o parte, înțeleg că unul dintre reproșuri e faptul că politicienii nu vin către tineri și nu vin cu oferte adaptate lor. Pe de altă parte, o a doua chestie care s-a spus e faptul că, de fapt, oferta asta nu e cunoscută, pentru că nu avem sentimentul că ne privește în vreun fel. Și nu cumva, aici e un scurt circuit, de fapt, oare nu cumva dacă, nu știu, am început să studiem un pic oferta partidelor politice, am descoperit că ea nu e chiar atât de săracă cum ne imaginăm. Acum, sigur, întrebarea mea e menită să, cum să spun, să susțină polemica și să întățească un pic focul, pentru că dacă suntem cu toții de acord, sigur, încheiem discuția și evident nu vrem asta. Te rog să mă spui, Tudor, și îți dau cuvântul înapoi. Ce părere aveți? Ar fi interesant să ne aplecăm către ceea ce spun partidele de fapt, să fim activi
să cercetăm ceea ce promit și să vedem dacă nu cumva găsim acolo o intersecție cu zona intereselor noastre? Apropo, aș mai face cât să gândesc, aș mai face o remarcă. Uite, eu nu am carnețel și pix ca tine și dacă nu le notez, le uit. Aș mai face următoarea remarcă. Spunea Ioana la un moment dat, domnule, uite, nimeni nu ne explică în școală care sunt atribuțiile puterilor în stat, ce ar trebui să facă un ministru, ce ar trebui să facă un președinte și așa mai departe. Acum, din câte știu, lucrurile astea se fac. Se fac la cultură civică, în gimnaziu, nu știu exact dacă ați ajuns la orele alea sau nu. Însă, oricum, asta este informație brută care cred că poate fi găsită foarte ușor pe Google. Mie mi s-ar părea mult mai important ca la școală să se facă altceva. Să lucreze cumva la erodarea impresiei astea sau chiar la schimbarea ei, a impresiei astea. Că viața politică e ceva ce nu ne interesează de fapt. E o chestie care se întâmplă departe, undeva, noi nu avem nicio treabă cu ea, ei cu ei și noi cu noi. Pentru că aici sunt perfect de acord cu Ioana și cu alți vorbitori. S-ar putea să... Asta este o impresie greșită. Știi, după cum am discutat și la precedentele dezbateri, că de fapt politicul e în toate, inclusiv în câți bani ai în buzunar și în cât costă covrigul pe care îl cumperi de la colțul străzii. Dar sunt absolut de acord că există probabil oameni politici sau chiar poate chiar formațiuni care au interesul ca această percepție greșită să se transfere de la generație la generație. Că, bă, nu ne privește pe noi, de fapt, că e o chestie pe care o fac ei între ei și atunci ce rost are? Hai să ne vedem noi de ale noastre și ei de ale lor. Și mă tem că tocmai de chestia asta se profită uneori și profită unii politicieni. Dar cum ar fi, de exemplu, dacă ne-am duce la politicieni? Dacă le-am scrie un mail? Dacă le-am cere să ne ia și pe noi în seamă cu două, trei lucruri pe care le dorim? Și încă ceva, după ce le-am dat votul, ce-ar fi să-i mai întrebăm și după aceea de sănătate? Domnul politician, în campanie ați spus că asta. Apropo, eu aș da încredere politicienilor care spun că vor încerca. Am dubii față de politicienii care fac sigur. Da? Voi face sigur aeroport pe lună și rachete pe Saturn și cascade pe Marte. Nu. Eu cred că mai onest e politicianul care spune Ioana, Diana, Tudor, Florentina, nu știu dacă am să pot să realizez toate lucrurile astea, dar măcar am să încerc. Iar după ce acordați votul, de ce nu să-l trageți un pic de mânecă și să spuneți ok, nu vă cer să realizați totul, pentru că totul e greu de realizat. E frumos să spunem, să schimbăm educația, dar concret ce înseamnă asta? În schimb, aș vrea ca politicianul votat de mine să-mi arate odată la 6 luni, odată pe an, concret, ce a făcut pentru lucrurile alea pe care mi le-a promis. Dar știți voi, dacă nu-i întreabă nimeni, cred că ei de la sine puterea mai rar o să spun. Și eu cu asta tac vreo jumătate de oră, Valeriu. Foarte, foarte interesante mingile pe care le-a ridicat Doru la fileu. Aș vrea să aflu punctul vostru de vedere. Ce părere aveți? Da, într-adevăr, și noi putem să ne documentăm singuri. Eu nu mi s-a predat la școală, sincer să fiu. Dacă mi-ar fi predat cineva, aș fi spus. Doar că, într-adevăr, da, putem și noi să facem muncă independentă, să ne documentăm, să vedem ce rol are, ce rol nu are, însă parcă nici nu avem intenția uneori, parcă nu avem interesul acesta de a ne documenta. Nu știu acum ce părere au toți tinerii, însă simt așa uneori că nu neapărat că nu mă atrage, însă nu sunt atât de dornică poate să mă documentez, pentru că nici ei nu ne atrag cumva. Și acum intervine, dacă nu ne atrage, nu merge. Dar cred că din ambele situații, după cum s-a spus, că noi ar trebui să ne documentăm mai mult, asta am precizat. După, într-adevăr, fiecare politician ar trebui să prezinte, cum s-a spus, la 6 luni, dată pe an, ce a făcut.
și noi ar trebui să trimitem un mail, dar ni s-ar răspunde. Întrebarea este, ni s-ar răspunde la mailul respectiv, pentru că eu am mai auzit tineri, am mai vorbit cu tineri, nu neapărat din Galați, din România, așa, care au trimis mesaje spre Parlament și nu au primit răspunsuri. Și au considerat că înseamnă că părerea mea nu vrea să fie auzită, nu vrea să fie băgată în seamă și cumva mi-a transmis și mie mesajul ăsta. Păi dacă aș trimite și eu, oare mi s-ar răspunde? Și aici intervine întrebarea mare a tinerilor. Chiar mi se răspunde dacă întrebăm? Și cam asta am spus eu acum. Uite, pentru că Consiliul Național al Elevilor ne este partener și Consiliul Județean al Elevilor Galați, aș vrea să știu, Ioana, despre o inițiativă pe care ei au avut-o. Au creat o scrisoare de tip angajament pe care au trimis-o la cetățenii locale tuturor candidaților. Ei, unii au răspuns, unii nu. Deja ai un filtru. Deja poți să vezi, da, pentru că ele au fost trimise unor candidați în carne și oase. Acum, dacă trimis către Parlament, e ca și cum ai trimite către internet. Așa s-ar putea să nu răspundă nimeni. Important e să trimiți către un politician anume sau către o persoană care vrei să-ți răspundă. Aș vrea să știu și părerea lui Bogdan. Îl văd așa că freamătă, sigur are ceva de spus. Ce părere ai, Bogdan? În primul rând, bună seara. Este un subiect, ca să pot să spun așa, nediscutat printre tineri. Ca să încerc să reiau mai fiecare idee care s-a spus de la început până în momentul de față. Noi ca tineri suntem obișnuiți din familie, dacă pot să spun așa, că partidul X nu este bun pentru că fură, partidul Y nu este bun pentru că nu se ține de... Și cel puțin din discuții, din bunici, din rude, din familie, ne obișnuiam la discuții de genul, uite că ăla promite nu știu ce autostradă, trec anii și nu se întâmplă nimic. Este, nu știu dacă pot să mă exprim că suntem furați pe față, doar că din momentul în care noi ne arătăm încrederea față de o anumită persoană, un anumit politician, o anumită persoană publică, și persoana aceea nu se ține de promisiunile pe care ni le face nouă ca cetățeni ai unei țări, te trezești cu un gust amar și stai și te gândești, mai are rost să mai particip data următoare? Nu sunt păcălit pe față, la fel cum am fost și data trecută? Bun, interesant. Ce aș vrea eu să precizez aici? Apropo de ce ai spus tu, mi se pare un lucru important și apropo de ce a spus Ioana, puțin mai devreme, cei 40% și toți ca ei nu au lipsit de la vot din lipsă de interes, din câte îmi dau eu seama din discuția cu voi. Nu e ca și cum a murit pasiunea în generația asta, dimpotrivă, voi... discutați apăsat teme importante, deci interes există. Faptul că nu apare interesul ăsta într-un cadru ăsta formal al dezbaterii electorale, da, e adevărat, nu apare acolo. Dar ridicați teme grele pentru voi. Uite, Florentina vorbea de locurile de muncă, Ioana vorbea despre educație, tu, Bogdan, vorbești de infrastructură, de așteptări, de modul în care așteptările astea înșelate sabotează ușor-ușor încrederea în sistem. Întrebarea mea, din punctul ăsta de vedere, e următoarea. Chiar este nevoie să vină politicienii spre noi? Totuși, voi știți foarte bine ce vreți. Chiar e nevoie să vină ei să se prezinte? Nu cumva la momentul ăsta... ar prinde bine să-i căutăm pe cei care bifează lucrurile care sunt importante pentru noi? Ce părere aveți? Păi noi ar trebui în primul rând să ne interesăm de aceste lucruri, pentru că nu o să vină nimeni, de exemplu, din Parlament la tine. Bună, Diana, eu sunt Cutărică și voiam să spun că eu asta vreau să fac.
și că asta am făcut. Nu, tu trebuie să cauți, să te informezi. De asta am și spus la început că dezinteresul ar fi un motiv pentru care tinerii nu s-au dus la vot. Pentru că asta consider o formă prin care, da, prin care dai dovadă de dezinteres. Adică dacă tu nu te informezi, nu o să vină nimeni la ușa ta și o să-ți spună lucrurile astea. Știți, e și o reacție în lanț aici, e un soi de vrie de asta. Pentru că agenda tinerilor nu se regăsește în multe dintre discursurile politice. Da? Dar este un motiv pentru care agenda nu se regăsește acolo. Oamenii politici sunt oameni foarte pragmatici, sunt creaturi extrem de pragmatice. Într-un fel sau altul au ajuns să se aștepte că tinerii nu votează. Și dacă tinerii nu votează, nu cumva economisim resurse și energie investind în celelalte categorii, cele care votează? Ce părere aveți? Nu cumva e și o reacție de asta, ne mușcăm puțin coada, ne implicându-ne? Ce ar fi să avem un val de ăsta tânăr? Nu? Să știe politicienii că sunt acolo niște procente grăsuțe care trebuie câștigate. Și procentele astea se câștigă reflectând o anumită agendă, așa cum fac cu părinții voștri, nu? Cu generația mea, așa cum fac cu părinții mei, față de care sunt extrem, extrem de atenți. Nu? N-ar trebui să le câștigăm atenția, să-i facem atenție, să spunem, bă, aici este potențial, noi putem să votăm, noi putem să ieșim. Și temele astea sunt importante pentru noi. Ce părere aveți voi? Florentina, ce părere ai? Da, eu consider că aveți dreptate. Doar că tinerii acum preferă pur și simplu să spună, băi, nu mă duc la vot, nu mă interesează, n-au făcut nimic atâta timp, ne ducem din ce în ce mai jos, țara noastră e total zero pe lângă alte multe țări și pur și simplu preferă să își facă bagajul, au plecat în afară și zic hai să creștem în altă țară și țara noastră să scadă cât mai mult. Uite, pentru să... că da, am fost oprită, chiar săptămâna trecută am fost oprită prin oraș de foarte multe persoane, gen diferite partide și majoritatea împărțeau pliante și îmi spuneau vă așteptăm la vot, vă așteptăm la vot. Și în gândul meu eram, aș vota, dar momentan nu pot, dar credeți-mă că eu aș vota. Pentru că îmi pasă de viitorul meu și practic îmi pasă de țara mea, pentru că știu că într-un oarecare stadiu al ei, cu bune și rele, comparativ cu alte țări, este o țară minunată. Dacă stai să citești și să descoperi și să umbli și să te duci în diferite zone ale țării, credeți-mă că este foarte minunată. Ok, ok. Văd că Tudor David intră și iese. L-aș provoca să ne spună părerea lui. Sunt chiar curios. Dacă ne auzi, Tudor? Sigur că da. Nu știu, părerea mea cu votul este că odată ce, cum să explic eu, partidele respective nu ne dau încrederea că se va realiza ceva în timp și că vor face ceva, noi de ce am merge să votăm? De ce am merge să îi ținem în continuare sus, să fie sus în momentul în care ei nu fac aproape nimic pentru țară? Pentru că, din păcate, asta este și asta se vede și o știu toți, că nu se întâmplă nimic în țară de ani buni. Am o precizare aici. Tudor, te-aș întreba dacă îmi dă voie, Vali. Nu cumva le ținem sus tocmai prin faptul că nu le dăm atenție? Nu cumva le ținem sus tocmai prin faptul că, nevotând, devenim o masă care nu contează, pe care o pot ignora și așa mai departe? Oare nu cumva ar fi mai jos genul ăsta de partide de care spui tu, dacă am devenit niște votanți nu scârbiți, ci exact profilul ăsta spre care trimitea Vali? Și ea spune așa, băi, nenea politicianit, nu o să-ți mai fac favorul odată la 4 ani să nu mă duc la vot. Adică să am un comportament previzibil
și pe care, care pe tine te scutește să-mi faci o ofertă electorală și care pe tine te face să te poți concentra numai pe alții. Ba, o să mă duc la vot și votul meu o să meargă la ăla care e mai credibil. Iar dacă tu nu ești credibil, nu o să mai obții votul. Uite, ca să înțelegi că schimbarea asta a mea de perspectivă nu e doar o manevră lingvistică, nu doar vorbesc ca să trag lucrurile pe spuza mea. O să vă dau un exemplu pe care îl cunoașteți. Eu sunt un pic mai în vârstă ca voi și cunosc Consiliul Național al Elevilor de când era foarte mic, ca să zic așa. Foarte mic și nesemnificativ. Acum vreo 13 ani participam la DEVA, la un Consiliu Național al Elevilor, unde reprezentam Galațiu alături de președintele CJ Galați. Era o gașcă de câțiva tineri foarte drăguți, foarte simpatici, dar care se adunau, se simțeau bine împreună și nu interesa pe nimeni ce fac ei acolo. Actualmente, Consiliul Național al Elevilor este o voce de care ține cont un minister, de care ține cont un președinte, de care politicienii țin cont. Și asta nu pentru că cei de atunci erau mai buni sau mai puțin buni decât sunteți voi acum, ci pentru că voi acum sunteți cineva, sunteți o forță. Când vorbește Rareș Voicu de la Consiliul Elevilor, care a fost invitatul nostru la precedenta dezbatere, politicienii știu că nu vorbește Rareș Voicu, ci știu că vorbește un elev care reprezintă câteva zeci de mii de elevi din țara asta, sau sute de mii. Și atunci politicienii ascultă. Era doar un, așa, un shift, o schimbare de perspectivă, iar acest, nu știu, nu se face nimic, mie mi se pare o formulare comodă, mi se pare o abdicare. Adică am încredere în omul care zice, domnule, nu s-a făcut nimic în ultimii 4 ani, după ce a stat 2 săptămâni și a văzut pe bune, pe site-urile oficiale, ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Am o surpriză pentru tine, dar zici, de exemplu, că România merge prost de ani buni. Ai văzut evoluția PIB-ului în România în ultimii ani, de exemplu? Ai fi surprins. În România nu se întâmplă chiar numai catastrofe, dar s-ar putea întâmpla lucruri mult mai ok, cred eu, dacă tinerii ar fi un pic mai demanding. Pentru că scârba asta, de înțeles de altfel, reticența asta, care e absolut de înțeles și aveți motivele voastre, este foarte convenabilă, de fapt, pentru unii politicieni. Foarte convenabilă. Și o întrebare, Vali, pe care le-aș adresa-o și eu, poate răspundeți la un moment dat și la asta, e cum vă explicați totuși că, în ciuda faptului că tinerii au feeling-ul ăsta și e pe bune feeling-ul ăsta, eu îl confirm, îl știu și eu dintre elevi, că, domnule, că nu contează, că nu mă implic, că ăștia nu-s de cuvânt și așa mai departe, totuși marile partide au organizații de tineret de ani de zile. Acolo sunt tineri care se implică. Ce diferență între voi și ei, de exemplu? Mulțumesc. Ce părere aveți? Care e diferența dintre liceanul normal, ca să zic așa, și liceanul care alege să intre în organizația de tineret a unui partid? Ce are unul în plus față de celălalt, dacă e ceva în plus? Motivație, adică vrea să fie mai aproape, aș putea spune, de tot ce se întâmplă și să afle mai multe, să fie mult mai implicat. E fix opusul dezinteresului, aș putea spune, acestor tineri care nu merg la vot, adică pun pariu că acei tineri care sunt implicați în toate partidele astea și așa, chiar merg la vot și nu contează cu cine votează până la urmă, pentru că e alegerea lor, fiecare face o alegere și își pune efectiv încrederea acolo, dacă el consideră că acel partid merită. Dar în același timp m-am gândit, pentru că toată lumea spune că nimeni nu ne bagă în seamă pentru că nu ieșim la vot. Dacă noi toți tinerii am ieșit la vot și am votat, să spunem un, pur și simplu, un om care nu ține de niciun partid. Și acei oameni din partidele astea foarte sus, foarte care
conduc țara într-un fel, ar vedea câți tineri au votat acel om. Adică, cred că și-ar pune un semn de întrebare. Măi, da, uite cât sunt, adică, hei, hai să facem ceva și pentru ei. Dar, repet, există acel dezinteres, nu mă interesează, cum au spus și cei prezenți aici, nu fac nimic pentru noi, în ultimii ani n-au făcut nimic și tot așa. Eu îmi doresc... Pozitiv, ar fi mai ok. Eu îmi doresc enorm să prind momentul ăsta. Să prind momentul ăsta în care văd tinerii ieșind la vot. Nu îndârjiți, nu ca pe o huiduială, ci pur și simplu hotărâți. Uite, noi am găsit în cine să votăm și ieșim la vot. Nu neapărat toți în spatele aceleiași persoane sau aceleiași formațiuni. Dimpotrivă, mi-ar plăcea să văd multe opțiuni acolo. Și aș vrea să revin la ce a spus... Te rog, Doina, mă scuzi. Două secunde aș avea de făcut o observație. Am ascultat pe copii ăștia minunați, tineri ăștia minunați și, în primul rând, mă gândeam de unde le vine lor această demotivare. Ei sunt copii care au 16-17 ani, ei încă nu votează. Deci este imposibil să fie avut timpul fizic necesar să capete această demotivare pe propria lor piele, din experiența proprie. Ca atare este evident că ei modelează comportamente și modelează opinii ale părinților și ale școlii, efectiv ale profesorilor lor, ale adulților din viața lor, ale vecinilor, ale oamenilor cu care ei intră în contact. Și lucrul ăsta mi se pare destul de... Adică mi se pare destul de periculos și din această cauză aș vrea să îi fac conștienți pe ei care participă acum la dezbatere și pe cei care se uită la noi și ne ascultă și chiar și pe profesorii care duc mai departe mesajul lor între tineri ăștia, că ei, copiii ăștia trebuie lăsați și învățați să gândească singuri, ajutați să gândească singuri, nu influențați cum să gândească, pentru că este un mod, după părerea mea, acest dezinteres vine dintr-o modelare a comportamentului celorlalți din viața lor și nu este ok să ai această demotivare de la vârsta asta, în legătură cu niciun subiect din viața care te așteaptă. Atât am avut să spun acum. Mulțumesc mult! Cu plăcere! M-aș întoarce la Tudor David și la lucrul pe care le-a spus. David, crezi că e important printre politicieni să-i căutăm pe cei care sunt diferiți? Pentru că, în realitate, dacă stăm și ne uităm pe listele unui partid, este imposibil să spunem că toți sunt la fel. Clar, sunt exemple care te înfioară, dar nu toți sunt la fel. Sunt politicieni care merită șansa încrederii noastre ca tineri alegători? Îi găsim dacă îi căutăm? Sigur că da. Eu aș fi curios, Vali, cum ar arăta pentru ei portretul unui politician pe care l-ar vota? E aceeași întrebare, dar un pic reformulată. Sigur că da, îi putem găsi. Aici sunt, cel puțin eu așa cataloghez în două moduri, cei buni și cei mai puțin buni. Dar, din păcate, cei buni sunt mai greu de găsit și sunt în număr restrâns, din păcate. Eu sunt extrem de fericit când găsesc un capăt de pod, cum e capătul ăsta pe care mi l-a construit Tudor. Mi se pare super. Atâta timp cât podurile astea nu sunt rupte, da? Chiar dacă sunt poduri înguste, putem să mergem pe ele. Și asta e foarte important. Pentru că, exact cum spunea și Doru, ideea asta că politica e murdară, că toți politicienii sunt la fel, nu e în regulă. Nu e în regulă pentru că
E un mod în care otrăvim un lucru viu din noi, pe care ar trebui să-l creștem, nu să-l otrăvim. Și îl văd pe Bogdan că freamătă iar și vreau să aflu ce are de spus. Zi-mi, Bogdane. Bună seara din nou. Bun. Vreau să încep subiectul de tineri în partide. Bun, bun. Sunt persoane care într-adevăr au o inițiativă în acest demers, dar sunt și persoane care urmăresc doar un singur interes. Să ajungă într-un moment în care poziția lor să le fie favorabilă, fără cine știe ce efort. Cunosc personal și nu am de gând să dau exemplu, dar se știe că un loc în politică vine cu avantaje. Indiferent de ce, sunt mult mai avantaje destul de substanțiale, mai ales în ceea ce privește și salariul. După care revin la ideea că de ce nu am încredere să votez pe cineva anume. Ne gândim la cumpărarea voturilor. Nu știu de câte ore am văzut, dar recent am avut ore de condus. Am ajuns în piața din Micro 19, acolo unde întoarce troleul. Am văzut într-adevăr lume care împărțea pliante, ziare și așa mai departe. De ce nu ar putea să facă așa ceva și pentru noi tinerii? Noi tinerii să spunem că da, ok, bun, bine, stăm în casă, dar ce facem noi că stăm în casă? Butonăm un telefon, scrollăm pe Facebook. De ce nu s-ar face reclame pe o platformă de socializare ca să ne atragă nouă atenția? Eu nu știu cât de mulți tineri iau un ziar, se uită în ziarul ăla să-l citească. Nu știu cât de mulți tineri își dau interesul să citească și un afiș de pe stradă. Și acum revenind la cumpărarea voturilor, nu știu de câte ori am văzut eu, în parcursul celor 17 ani pe care i-am eu în momentul de față, bătrâni strânși într-un anumit loc, să spunem de la mine din cartier, cu o mașină care descărca pachete. Voturile astea se cumpără pe făină și pe ulei și cu lucrul ăsta eu nu sunt de acord. Pentru că în următorii 4-5 ani, eu știu că o să fiu condus de cineva care a cumpărat voturi pe oamenii care primeau acele pachete neștiind ce urmează să se întâmple. Ei s-au mulțumit pentru că au primit un pachet de orez, câteva ouă, un pachet de făină și o sticlă de ulei la un litru. O, dai bine, să-mi spui și mie unde să dau asta. Merg o să eu. Vă spun în privat. Și, na, este doar părerea mea, dar consider că generația în vârstă este mult mai ușor de manipulat, de cumpărat în privința votului. Nu știu cât de mult am auzit legat de sistemul medical în discursurile acestor persoane care chiar vor să candideze, să-și pună efortul în ceva. Mi-este frică să ajung într-un spital, să fiu nevoit să mă operez, să stau într-un spital care are o infrastructură mai veche de 30 de ani și atunci când ies din spital să nu mă trezesc cu problema rezolvată pe care am avut-o eu, să mă mai trezesc cu încă 5 probleme pe lângă. Am văzut pe internet acum câteva zile poze dintr-un spital care arăta într-un mod execrabil. Nu pot să-mi exprim cuvintele la pozele pe care le-am văzut acolo. Erau bătrâni, pe jos, deci erau niște poze pe care chiar nu am cum să le descriu. Este părerea mea, dar consider că nu este ok ceea ce se întâmplă. Și de aici vine și dezinteresul nostru. Voturile sunt cumpărate. Nu ni se promit lucruri care să ne avantajeze pe noi pe viitor. Nu am auzit pe cineva care să spună că vrea să investească în spitale. Văd, ok, bun, acum știu că o să deschid un topic nasol. Dar văd biserici care se ridică la colțul blocului oriunde, oricum și oricând. Un spital pentru copii. Avem un singur spital care mai tot timpul nu are paturi. Țin minte că acum câțiva ani de zile stăteam cu o persoană în pat când am fost internat. Ce avantaj am eu ca tânăr? Pentru că eu nu mă duc în fiecare duminică la biserică și știu, recunosc. Poate nu este cea mai okay, poate nu este cel mai ok lucru. Dar atunci când o să am nevoie de ajutor medical, nu mă duc să mă rog la biserica de la colțul blocului, ci am nevoie de intervenția unui medic specialist. Medicul ăla specialist, să spunem că a trecut prin materia de care avea nevoie. Dar aparatura, infrastructura îl ajută? Multe,
multe, un moment, Doru. Multe lucruri importante în intervenția ta. Eu aș încerca, exact cum spunea și Doru, să schimb puțin perspectiva, că mi se pare important. Și eu sunt trecut prin experiența asta a fi martor la voturile cumpărate. Și, într-adevăr, la sat vezi chestia asta. Dar, dincolo de indignare, dincolo de a fi scandalizat de ce se întâmplă, pentru că, în primul rând, e ilegal, cred că trebuie să vedem lucrurile puțin diferit. Sunt bătrâni cărora cineva le întinde lucruri de strictă necesitate și ei le acceptă pentru că au nevoie de ele. Vali, este și responsabilitatea mea să nu se ajungă în situația asta. Și dacă vreau să împiedic lucrurile astea să se întâmple, cel mai bun mod este să mă implic și în felul ăsta să mă asigur că bătrânii respectivi nu or să mai ajungă să depindă de punga aia de orez. Vale, dăm voie și mie, da, să schimb un pic și mai mult perspectiva. Bogdan, eu cred că între tânărul dezamăgit care nu votează și bătrânul care votează pe un litru de ulei există o asemănare fundamentală și o deosebire fundamentală. Asemănarea fundamentală este că și unul și altul sunt lipsiți de speranță. Cum spunea foarte frumos, nu mai știu cine, Diana, parcă, și acolo mi se pare, Diana, că ai pus un punct pe ei și un deget pe o rană supurândă. Și tu și bătrânul respectiv sunteți lipsiți, de fapt, de speranța că aici mai pot apărea oameni cu adevărat substanțiali, oameni care să facă politică așa, cum spuneau și anticii, pentru binele comun, nu pentru ei. Dar există și o diferență. Diferența este că bătrânul acela, apropo de topicuri nasoale, am să fiu și eu nasol un pic, bătrânul acela este mai rațional ca tine. El își dă votul pe ceva. Tu nu ți-l dai. E atât de simplu. Bătrânul ăla se vinde pe puțin, dar votul, actul lui, gestul lui, are un sens. Chiar dacă pentru mine e de neînțeles, sau mă rog, eu n-aș face-o, că de neînțeles nu e. Motivul e simplu, e ăla pe care l-a zis Vali. Sunt oameni foarte săraci care spun, bă, am și eu ceva de dat, am un vot la 4 ani. Oricum mint toți, oricum nu fac ce promit, oricum sunt nașpa toți, da? Ok. Și atunci ce să fac? Îmi țin votul și demnitatea sau le dau votul meu pe sticlă de ulei? Păi, nu știu, gândește-te, s-ar putea ca bătrânul ăla să aibă un motiv ridicol pentru care își dă votul. Dar oare motivul meu de a nu-mi da votul e mai puțin ridicol decât motivul lui de a-și-l da? Dacă e să punem problema așa. Apoi, spuneai de rețelele de socializare. Nu știu unde ai fost lately, dar eu închid Facebook-ul de dimineața ca să nu mai văd câtă publicitate politică e pe rețelele de socializare. Inclusiv targetată așa, om. Da? Dacă eu m-am uitat azi la o pereche de șosete, partidul X mi-o promite mâine. Adică e, cum să spun, e ce trebuie. Bine. Da. Erai Tudor cu o mânuță sus, parcă Tudor David. Da, eram perfect de acord cu ce a spus Bogdan înainte și respect pentru ce a putut să spun. Este, nu știu, mi s-a părut toate cuvintele din lume explicate într-un singur paragraf pe care l-a citat el. Ai un răspuns și pentru problema pusă de mine? Nu trebuie să fii la fel de încântat, dar eram curios. Pentru că, într-adevăr, da, chestiunea cu spitalele este delicată și Bogdan are dreptate. În sensul că problema nu e doar că nu se construiesc. Problema este că uneori sunt conduse prost, sunt conduse de oameni care sunt numiți politic. Asta este realitatea și asta nu ne face să iubim în mod deosebit politica. Însă, cred că scopul meu și al lui Vali în seara asta este să ieșim un pic din starea asta de toate pisicile, fie negre, fie albe.
Și eu nu mi-am uitat întrebarea, poate vreți să reveniți la ea. Întrebarea mea era cum ar arăta politicianul pe care l-ați votat? Sunt curios. Păi, în primul rând, să fac o balanță între nevoile tinerilor și nevoile bătrânilor și a adulților. Mă gândesc că în același moment, atunci când ei încearcă să atragă bătrânii, să atragă adulții, de ce nu fac asta și pentru tineri? Adică nu au nicio strategie de a ne atrage și pe noi. Așa, la bătrâni găsesc imediat o soluție, le împart câte ceva, dar la tineri nouă ce ne dau? Noi, unii așteptăm burse, alții așteptăm alocații, nici pe astea nu le primim, ori le primim greu, pe noi de ce nu ne atrag? Adică și noi avem nevoie de o sclipire, o ceva, să fim și noi atrași, să votăm, să-i votăm până la urmă, că ei au nevoie de ce credem noi. Ioana, dar cum ar trebui să facă? Să cânte o serenadă seara sub balcon? Pentru că programele politice există, ca să înțeleg și eu. Adică le-ați văzut, le-ați citit și nu era nimic pentru tineri acolo, nu mă întreb, ca să zic așa. Că mie mi se pare că discutăm foarte abstract. Și eu înțeleg chestia asta pe undeva. Dar pe de altă parte, știți, când ai așteptări abstracte, nu ești niciodată mulțumit. Așteptările trebuie să fie concrete. E ca atunci când mama spune, mă aștept de la tine să înveți mai bine. Iar tu habar n-ai ce înseamnă asta. Ce înseamnă mai bine, mamă? Păi nu știu, dar oricât de bine ai învăța, o să zică mama, păi ce, asta e bine, tu poți și mai bine de atât, nu? Nu. Cere-i concret. Mamă, peste ce notă mă lași la mare, la vară? Aia înseamnă așteptarea concretă. Și atunci de-aia eu o țin pe a mea în continuare. Cum arată politicianul pe care l-ați votat? Da, pentru mine arată, în primul rând ar trebui să fie un om de încredere și să se țină de promisiune. Adică când spune că trebuie să facă ceva, să facă. Nu contează în cât timp. Important este să facă acel lucru. Ok. Diana? Păi eu înainte de a vota, adică m-aș interesa de ce a făcut acel om, acei oameni, de fapt, ce au făcut acei oameni, ce au promis și ce au realizat. Adică chestia asta m-am gândit atunci când eu depun, de exemplu, undeva un dosar, să spunem, pentru voluntariat sau atunci când am depus pentru președinția Consiliului Elevilor. A trebuit să spun ce vreau să fac și ce am făcut de-a lungul vieții mele de 16 ani de acum. Dacă am fost implicată în anumite proiecte sau am făcut anumite lucruri în anumite proiecte. Asta aș vrea să văd și de la ei, că au făcut, am spus că fac X lucru și uite, l-am adus la sfârșit sau uite, mai e puțin și chiar îl termin, îl finalizez. Nu o să-l finalizez eu, poate, dar precedentul nu o să o facă. Și asta aș vrea eu să văd. Ce au făcut și ce vor să facă și poate unii nu o să fie de acord, dar ăsta e punctul meu de vedere. Bogdan, cum arată politicianul pe care l-ai votat? În primul rând să nu spună că vrea să nu vrea să facă, că facem. Atunci când treci deja la acțiunea care se întâmplă în prezent, este clar că ai un dubiu. Nu cred că toată lumea din momentul în care ajunge pe post, pe funcție, se apucă din secunda 2. Dar ai nevoie de o motivație, ai nevoie de un sprijin, să fii împins și este aiurea pentru că tu promiți niște lucruri, mă rog, promiți, spui că ai de gând în, să plan să faci, dar din acest ai de gând să faci, fie faci, fie nu faci, după care sprijinul să ni-l arate tuturor, tinerilor, oamenilor de vârsta a doua și de a treia, generațiilor noi, copiii de 8, 7, 6 ani, pe care în momentul de față nu cred că îi mai văd să bată mingea la colțul străzii sau în parcările blocurilor, ci eu îi văd butonând telefoanele.
E vorba despre pierderea speranței, dacă pot să-i spun așa, adică stai și oscilezi, nu știi ce să alegi, dar încerci să le pui pe o balanță și oricât de mult ai încercat să echilibrezi balanța, totuși tot nu reușești. Aici, Bogdan, concluzia pe care o trag eu din toată, din punctul de vedere, e că există totuși un profil al politicianului pe care l-ai votat. Normal. Cred că fiecare persoană are câteva instincte și instinctele acelea îl duc spre o alegere. Și suntem obișnuiți de mici să alegem anumite lucruri. Un măr care are o bubă și un măr care arată impecabil. Te gândești în felul următor. Mărul care arată impecabil probabil este bun, dar vine altă persoană și se gândește altfel. Mărul care are o bubă probabil nu a fost tratat. Vine vorba de omul care are o aparență perfectă, este bun în toate și te dezamăgește, dar aici există două tipuri de persoane. Omul care vede partea de dinăuntru și partea exterioară. Și exact același lucru și cu mărul stricat. Doru spunea la o dezbatere anterioară că e foarte important să nu îi idealizăm pe politicieni și să nu cerem de la ei să fie niște prâsle. Pentru că nu pot să facă treaba asta. N-ar trebui să ne așteptăm să le poată face pe toate în egală măsură și la fel de, la fel de performant. Dar sunt perfect de acord cu punctul ăsta de vedere al lui Bogdan că lucrurile trebuie făcute, asumate. Și măsura în care îți asumi un lucru, măsura în care tragi să-l duci la bun sfârșit, asta e o indicație importantă legată de calitatea unui om politic. Vreau să știu și punctul de vedere al Florentinei. Când îmi dai o să mai spun și eu o vorbă. Noi discutăm aici ca și cum este foarte simplu de fapt să evaluezi oameni. De fapt nu e. Iar într-o campanie electorală, nu numai că nu e ușor să evaluezi oameni, candidații, dar oricine ar fi candidat, vă asigur că toți contracandidații lui vor face eforturi disperate și uneori profesioniste, tehnice, pe tehnici de manipulare, ca la carte, pentru a-l face să pară altceva în ochii electoratului. Un electorat se prinde când un candidat e, cum e cu adevărat un candidat, atunci când și electoratul este dispus să muncească un pic, este dispus să fie mai analitic, este dispus să înțeleagă lucrurile așa cum sunt. Uite, de exemplu, eu aș vota un candidat care nu spuneam să fac sigur, ci care o să spună am să încerc. Ăsta ar fi cel mai uman și mai de bun simț lucru, pentru că să fim serioși, și o omletă dacă mă apuc să fac, s-ar putea să întâmple ceva care să nu-mi dea voie să o fac. Vine cu tremurul, îmi cade uleiul peste picioare încins și ajung la spital. Dar aminte să poți să faci sigur un spital, dar aminte să poți să reformezi sistemul de educație, dar aminte să mai știu eu ce faci. Candidatul onest ar spune, dragii mei, nu știu dacă am să reușesc lucrurile astea, dar vă dau cuvântul meu de onoare și asigurările mele că am să încerc pe bune. Dar știți care e problema? Problema e că un astfel de candidat ar fi mâncat cu fulgi cu tot de ceilalți, pentru că oamenii, o să fiți poate surprinși, nu vor să audă de oameni care încearcă. Oamenii vor prestații publice din astea cu pieptul în față. Am să fac, am să trec din astea, apucături de mascul alfa, care ne promite de toate. Și, cum să spun, ideea este că avem și un electorat care, cred eu, ar trebui să fie poate un pic mai matur în anumite momente. Pentru că candidatul credibil s-ar putea să fie discret. S-ar putea să nu fie ăla care sparge toate ecranele. S-ar putea să nu fie ăla care bate cu pumnii în piept că o să facă și o să dreagă.
De aceea mă gândesc Vali și voi toți ceilalți, că de fapt tipul ăsta de atitudine, nu știu, scârbită și supărată așa, s-ar putea să le convină de minune celor care nu sunt pe bune, de fapt. Și da, Bogdan a făcut o remarcă absolut minunată, absolut faină. Tot îmi vine să zic mișto și mi-aduc aminte că sunt pe canalul oficial al CCD, așa că nu o să zic mișto pe canalul oficial al CCD. Bogdan a făcut o observație absolut mișto. Și anume că ăla, mărul ăla, fără nicio bubă, e probabil un fake. Probabil candidatul fără nicio bubă e mai mult sau mai puțin un fake. Eu aș avea mai multă încredere în candidatul cu ceva bube. Că și bubele astea sunt de multe feluri și na, una e să faci niște greșeli omenești, alta e să faci greșeli grave. Mulțumesc, Vali. Scuză-mă că tot intervin, dar m-a prins rău discuția și tot îmi zic să nu, dar uite, nu mă pot opri. Nu știu dacă Vali ne aude, ne auzi. A, mi-ai închis microfonul? Ok. Nu, cu multă plăcere. Eu da, nu știu, îl pierdem pe Vali. Sper să nu fie ce mâna vreunor formațiuni politice care subminează discuția asta. Ok, cât nu e Vali în peisaj, o să continui eu discuția. Și bun, aș vrea să vă întreb eu de data asta. Dacă, de fapt, preiau o întrebare de la cineva din public care întreabă așa: dacă voi v-ați gândit vreodată serios să vă implicați activ în viața politică. Poate ați făcut-o până acum sau dacă n-ați făcut-o până acum, poate v-a pus un pic pe gânduri discuția din seara asta. Ce spuneți? Florentina. Eu personal m-am gândit. Și la ce concluzie ai ajuns? Și am ajuns la concluzia că sigur se merită, pentru că veneam... generam pe stradă cu mama mea și o prietenă, o cunoștință de-a ei ne-a oprit și ne-a spus că, băi, fetelor, nu vreți să vă înscrieți și voi în partidul nu știu care, în fine, că la câte sunt, unul micuț, dar oricum. Și mama era ceva de genul, nu mă înscriu, nu-mi trebuie mie, nu... Era total pe lângă. Și pe mine chiar m-a făcut puțin curioasă să aflu despre cum gândesc ei și ce alegeri și ce idei propun în micile lor întâlniri, doar că, na, neavând 18 ani, mi-a spus că momentan nu este posibil, dar că mă așteaptă. Și chiar m-am gândit la treaba asta și am zis că voi încerca să mă implic, eu ca elev tânără, cum vreți să spuneți, de la partid la partid, să văd fiecare ce propune, fiecare ce idee are și care este practic mai bun pe piață, să zic așa, care oferă mai mult și care are credibilitatea asta că, băi, na, o să încerc, o să fac, o să reușim împreună. Vedem, fiecare cu ideile, pentru că îmi plac foarte mult dezbaterile de genul. Fiecare să-și spună părerea, ajungem la o concluzie și până la urmă facem ceva. Adică mie îmi plac oamenii de cuvânt și în viața mea personală tratez cu indiferență oamenii care la primul pas au spus că vor să facă ceva și imediat s-au hotărât că de fapt nu e ok așa și nu și-au ținut cuvântul. Mie nu-mi plac persoanele de genul. De asta și cu parlamentarii. Ei spun că fac, dar de multe ori o dau cotită, să zic așa, și o lasă baltă. De asta. Fapte, nu vorbe. Pe premiza asta merg eu. Acum
mă gândeam să te întreb, Florentina, n-ar fi mai simplu să le citești programele de să te înscrii în fiecare partid ca să vezi ce propune? Mă gândesc că e un pic mai dificilă procedura. Nu, pentru că mereu prefer să discut cu omul față în față decât să stau să citesc. Poate unele cuvinte pentru mine, cât pentru minimul meu de cunoștințe, poate unele cuvinte sunt prea întortocheate sau sunt mult prea exagerate și poate eu nu le cunosc, gen anumiți termeni politici, poate nu pur și simplu nu le dau de capăt. Și prefer să vorbesc cu omul în față, pentru că atunci când contactul e face-to-face, eu cred că te înțelegi mult mai bine și știi clar ce are de gând persoana respectivă. Pentru că așa, dacă vorbim printr-un mesaj, nu e tocmai ok. Eu citesc, ok, mă informez, dar tot nu cred că e de ajuns doar să citești și cred că e mult mai ok să te implici și fizic, cât și psihic și cu totul. Am înțeles. Mai v-ați mai gândit și alții la o posibilă carieră politică? Poate că dacă da. Nu sunt... Da, te rog. Da, m-am gândit, pentru că până la urmă este o slujbă plăcută, dacă, cum am spus și înainte, te ții de cuvânt și chiar vrei să realizezi ceva și vei căpăta în același timp și respectul oamenilor, odată ce reușești să duci în slujba respectivă la bun sfârșit ce ți-ai propus. Okay. Ioana, tu rămâi în afara luptei? Eu nu m-am gândit. Nu m-am gândit să intervin sau să fac parte din politică, însă poate că nu m-am gândit eu prea bine. În același timp, o parte din mine ar spune că da, că până la urmă, oricine se duce acolo, se duce pentru un motiv. Trebuie să se asume ceea ce face și consecințe și absolut orice. Până la urmă, dacă unii reușesc și alții nu este neapărat vina lor. Circumstanțele fac acest lucru. Însă poate cu timpul, sper în viitor apropiat, poate mă voi gândi, poate că da, poate că nu, încă sunt neutră ca și răspuns. Absolut, nimeni nu cred că vă cere răspunsuri definitive, acum eventual să semnați un angajament sau mai știu ce. Nu despre asta e vorba. De fapt, scopul discuției, sunt două scopuri principale ale discuției din seara. Unu, să vedem și noi ăștia de suntem mai adulți așa, și mai suntem și profesori, cei mai mulți dintre noi, cam cum gândiți voi pe bune, cam cum simțiți și așa mai departe. Al doilea scop, cel puțin din punctul meu de vedere, este să schimbăm un pic perspectiva. Adică dacă nu reușim să urnim, scopul nu este ca voi să votați. Voi aveți dreptul foarte la fel de constituțional să nu votați, să ne înțelegem. Eu nu cred în shaming-ul ăsta public asupra celor care nu votează. A, nu votezi, ești irresponsabil, ești cel mai nasol din parcare și așa mai departe. Eu nu cred în așa ceva. În schimb, mi-ar plăcea ca fiecare om care votează sau nu votează să știe de ce. Și de ce o las să fie pe cât posibil substanțial, să fie un de ce, de ce fac așa sau de ce nu fac așa, care să rezulte în urma unui efort pe bune de gândire și de înțelegere a situației. Pentru că eu vă spuneam mai devreme că politic e totul, literalmente politic e totul. Felul în care funcționează sistemul de autobuze într-un oraș ține de hotărârile Consiliului Local, care sunt luate de oameni care sunt în partide politice. Dacă ai o acciză sau nu pe benzina cu care te duci la munte, decide un politician și așa mai departe. Nu există nimic în jurul vostru, căștile pe care le purtați la urechi, computerul la care vă uitați, nimic care să nu fie afectat de deciziile politice, fie că ne place sau nu chestia asta. Aș vrea eu, pentru că pe Vali aparent l-a subminat concurența, nu știu, cineva l-a subminat în seara asta, i-a picat zoom-ul, am să preiau eu funcția de moderator, că și așa săracul nu prea l-am lăsat să vorbească. Și am să aduc eu un alt subiect nasol, așa, ca să-l citesc pe Bogdan în discuție, pe care aș vrea să-l abordăm cu curaj în seara asta. Mie mi se pare că
poate că mă înșel și dacă mă înșel, vă rog din suflet să mă contraziceți, dar mie mi se pare că o problemă în care generează raportarea asta neîncrezătoare a tinerilor la viața politică vine și din felul oarecum ipocrit și duplicitar în care noi, profesorii, sigur, noi foarte general, sigur că nu toți profesorii sunt la fel și sigur că există profesori mai ok și alții mai puțin ok, însă de multe ori noi profesorii suntem primii care avem o atitudine cumva duplicitară. Și mai toate studiile din pedagogie arată că elevii urmează în primul rând atitudinea profesorului și abia după aia vorba profesorului. Degeaba am eu un program să-ți explic despre viața politică din România, despre instituții, despre cum funcționează, despre cât sunt de importante. În timp ce gura mea zice că sunt importante, atitudinea mea spune că nu sunt și că nu merită și că sunt niște nenorociți. De exemplu, în Franța, ne spunea un invitat la dezbaterea precedentă, nu e nicio problemă să discuți cu elevii în clasă situații politice din țara ta. Bă, uite, s-a întâmplat asta, voi ce credeți? Oare ne afectează? Nu ne afectează? O fi bine, o fi rău? La noi, ideea asta că politica nu are voie în școli, mi se pare mie că a dus așa la un soi de atitudine din asta nevrotică, nu cumva să pomenim o silabă care se leagă de politică. Păi nu dăm oare elevilor sentimentul că de fapt toată chestia asta e profund murdară și că ar trebui să stea departe. Uite, bă, asta e, mă obligă ăștia să predau chestia asta, dar ar fi bine să stați departe de nenorocirea asta. Și voiam să vă întreb și răspundeți în ce ordine vreți. Voi ați simți nevoia unui alt mod de a discuta despre politică în școala din România? Primiți ce vă trebuie, nu primiți. Ce ați schimba? Cum ați vedea voi lucrurile? Părerea mea că ar trebui să existe o schimbare din ambele părți, adică și din partea elevilor și din partea cadrelor didactice sau a politicienilor, pentru ca ambii să facem un pas să poate va ieși ceva bine, adică să înțelegem ambele părți ce avem de făcut. Super. Ok. Altă. Ce scuze, aș vrea să intervin dacă se poate. Sigur. Nu sunt nici din Galați, sunt profesor de socio-umane și predau și educație socială la gimnaziu. Am contact și cu elevii de liceu. Din păcate, se predă educația pentru cetățenie democratică în clasa 7-a și nu se mai predă la liceu acolo unde ar fi mai mare nevoie aproape de vârsta de vot. Copiii întrerup acest exercițiu, ei sunt foarte interesați. Eu am niște dezbateri foarte interesante cu adolescenți de 13 ani, 14 ani, legate de vot, sunt extrem de interesați, discută despre referendum, rezultate, sunt activi unii dintre ei chiar pe forumuri și discută cu adolescenți din alte țări, din Uniunea Europeană. Sunt implicați în acest fenomen al alegerilor europarlamentare și cunosc evoluția politică în celelalte țări. Ce partide au șanse să câștige sau nu alegerile în Germania, de pildă, sau în Franța. Copiii ăștia știu foarte multe lucruri. Din păcate, se întrerupe fenomenul ăsta la 13-14 ani și nu mai discută la liceu pe această temă. Nu au un exercițiu. Învață despre instituțiile astea în clasa 7-a, dar au timp să uite până împlinesc 18 ani. Învață despre atribuțiile președintelui, de exemplu, sau ale Parlamentului, dar învață de vreme. Nu că nu e bine să învețe atunci, e bine, dar e bine să reia informațiile și un pic mai târziu. Pe de altă parte, ei au dreptate că partidele nu prea îi bagă în seamă, nu li se adresează. Vorbeați mai devreme că există totuși campanii pe Facebook. O campanie pe Facebook, acum vorbesc din perspectiva jurnalistului, sunt și jurnalist. Funcționa foarte bine în urmă cu 5 ani de zile, dar copiii ăștia nu mai sunt pe Facebook. Majoritatea au trecut pe Instagram, au trecut pe alte rețele. Nu îi mai găsim pe Facebook și nu ne adresăm lor dacă încercăm să-i agățăm de acolo.
ar trebui să se discute cu ei și să fie capacitați, și Consiliul Elevilor a avut o activitate intensă în ultimul an, cel puțin a fost foarte vizibil. Și poate că de aici ar merge să se clădească ceva. Poate că ei ar trebui să meargă un pic mai departe cu niște organizații chiar politice, de ce nu? Cred că ar trebui în asemenea ore dedicate educației pentru cetățenie democratică, elevii să-și cunoască măcar politicienii din județul lor, cei care îi reprezintă în Parlament, în Consiliul Local, în Consiliul Județean. Atunci când au o problemă, când se sesizează că în școală, domne, n-avem tablete, n-avem tablă inteligentă, știu eu ce ne lipsește, hai să-l tragem de mână pe primar, de mână, că să-i spunem, domne, avem nevoie de asta, dar să știm cui ne adresăm. Și eu vă încurajez să le scrieți, chiar dacă n-aveți încredere că vă răspund, poate totuși vă răspunde. Eu în primăvara asta am fost extrem de supărată și am scris Ministrului Educației. Promisese că o să răspundă, nu mi-a răspuns doamna ministru, în schimb mi-a răspuns o direcție din Ministerul Educației după vreo două luni de zile, dar am primit un răspuns. Nemulțumitor, dar totuși cineva și-a făcut timp să-mi răspundă. V-ar răspunde poate și vouă și eu am încredere că voi adolescenții puteți să influențați mai mult viața politică decât o facem noi maturii, că veniți cu altă energie, se vede că sunteți interesați. E adevărat că poate că ați avea nevoie de o doză de speranță, să vedeți că cineva vă ascultă măcar, că cineva se apleacă asupra dorințelor voastre. Dar asta e ca un cerc vicios. Faceți voi un pas dacă ei n-au făcut-o spre voi. E o strategie de marketing. Partidele ar trebui să vină spre voi. În presă ne alegem un target și îl țintim. Mergem până în pânzele albe să cucerim un teritoriu. Asta ar trebui să facă și politicienii. Dar nu au exercițiul ăsta, pentru că, așa cum spunea și domnul profesor, am lăsat politica în afara școlii, dar am lăsat-o greșit, că nu trebuie să facem propagandă politică, dar o dezbatere consistentă politică pe teme politice, pe teme de interes pentru viețile noastre, ar trebui să existe în școală cu elevii. Voi știți foarte bine ce vă doriți și ar trebui să ajungă mesajul vostru mai departe. Dar faceți voi primul pas dacă ei nu l-au făcut spre voi. Poate că veți avea surpriza asta să vă audă cineva. Și știți cum e, dacă voi veniți cu altă energie, veniți cu altă abordare, sunteți creativi, puteți să imaginați tot felul de acțiuni, acum e pandemia asta, ne cam incomodează. Dar ați putea să faceți niște lucruri ieșite din comun, să le atrageți atenția și sclipirea voastră o să-i atragă și pe ei și poate că vor investi mai mult în segmentul ăsta, se vor adresa mai mult tinerilor. Mulțumesc, îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Cu multă plăcere. Nicio problemă, mulțumesc și eu foarte mult. Da, Vali, bine ai revenit printre noi. M-a adus internetul înapoi. A fost interesant. Da, și eu cred că voi aveți la îndemână niște arme absolut incredibile. Acum 30 de ani nu puteai să ajungi să vorbești cu un șef de partid direct, decât foarte greu. Nu puteai să ajungi înaintea unui ministru sau înaintea unui parlamentar să spui direct ce vrei. Azi aveți la îndemână și avem cu toții la îndemână niște mijloace care sunt niște scurtături teribile. Credeți-mă, un simplu mesaj pe Facebook poate fi viralizat și preluat, de exemplu, în presă, în așa fel încât niciun ministru să nu te ignore vreodată. Poți să scrii, de exemplu, unui consiliu local că vrei să salvezi o clădire, dar credeți-mă că o gașcă de tineri care face un lanț uman în jurul clădirii și pune 5 poze pe Instagram o să fie în toată presa a doua zi și niciun ministru nu o să vă ignore. Cred că ceea ce trebuie să depășim cu toții este tipul ăsta de inerție. Bun. Haideți să-i predau înapoi cuvântul lui Vali. Pare ok tehnic acum și mersi. Te las în continuare.
Mulțumesc, Doru. Mă auziți? E în regulă? Ne auzim? Da, e în regulă. Ok. Eu aș vrea să insistăm puțin pe ce a spus invitata noastră. Sunteți dispuși să mergeți voi către politicieni? Sunteți dispuși să faceți voi pasul ăsta? Sunteți dispuși să vă duceți agenda către ei? Aș vrea să știu părerile voastre. Ioana, de exemplu. Bineînțeles că suntem dispuși, adică consider că noi toți, dacă ne-am unit, acum, de adevăr, avem Consiliul Elevilor și lucrurile cu Consiliul Elevilor au evoluat clar foarte bine. Chiar în atenția miniștrilor, a Parlamentului, chiar este foarte bine, dar, cum a spus și doamna profesor, poate pentru o activitate care nu necesită neapărat școala, o clădire, depinde, poate orice poate fi salvat. Cred că dacă ne-am unit cu toții, chiar vom reuși să le atragem atenția. Pentru că așa cum sunt atrași de alte subiecte, cred că noi dacă am reușit să le atragem complet atenția, chiar cred că s-ar orienta și spre noi. Doar că ne trebuie și nouă niște idei sclipitoare așa, care chiar să le atragă atenția. Și noi trebuie să ne gândim un pic, adică avem atitudine, avem energia, dar trebuie ceva mai mult, cumva să-i depășim pe ei din punct de vedere nu neapărat strategic, să le aducem ceva nou, ceva ce poate nu au auzit, că până acum tot ce li se aduce este legat de școală, lipsuri, dar ceva bun nu li se aduce și poate că, într-adevăr, și noi suntem vinovați, că nu venim cu ceva inovativ, cu ceva nou. Venim doar că ne plângem, că nu avem burse, că nu avem laptopuri, că nu avem, eu știu ce, nu mai avem. Poate că ar trebui să le arătăm că, uite, în România chiar se poate. La o școală, uitați ce am făcut noi aici, sunteți mândri, reprezentăm România. Suntem un anul tot, suntem o familie, a fost și 1 decembrie. Chiar trebuie să arătăm chestiile astea. Consider că dacă venim cu ceva pozitiv, și noi vom primi un răspuns la fel de pozitiv. Trebuie să încercăm, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, totul ține de încercare, de expunerea părerii și a tot ce înseamnă opinie, la general vorbind. Eu țin să vă atrag atenția că genul ăsta de sintagme, de genul cred că, poate că, un cuvânt cum este încercare, ăsta e semn de speranță. Da? Deci de unde a început puția asta așa într-o zonă destul de gri, ușor dăm în zona de speranță. Ok, aș vrea să știu și părerea lui Tudor David. Sigur că da. Tudor, ai fi dispus să faci pasul ăsta? Uite, împreună cu toate Ioanele Delia pe care le ai la îndemână, împreună cu toate Florentinele, cu Dianele, cu Bogdanii, cu toți căstăienii pe care îi poți atrage de partea ta. Cred că dacă te opreai la fete, aveai șanse să obții un da, așa, nu mă băgași pe mine. Poveste. Ce zici? Da, ce zici? Sigur că da, aș fi de acord. Pentru că Ce ar însemna asta? Ce ar însemna? Cum îți imaginezi tu procesul ăsta? Să-ți duci agenda mai departe, către un om politic? Păi, în primul rând, să încercăm să-l contactăm. Ceea ce este cam greu. Și vorba aceea, încercare moarte n-are, adică îi dăm mesaj și așteptăm să ne răspundă. Și după s-ar putea, în viitorul apropiat, să se rezolve ceva. Să nu se rezolve în totalitate, dar într-o mică parte s-ar putea rezolva. Eu să știi că o să mă întorc puțin la ce spunea Doru, și la o intervenție dinainte, cred că partea asta cu contactatul din partea voastră, cred că se poate face într-o mie de moduri extrem de persuasive și extrem de creative. Dincolo de un telefon, dincolo de un e-mail, eu știu cum mă contactează copiii mei atunci când vor să obțină ceva și dă rezultate. Eu sunt sigur că generația asta, cu ce instrumente are la dispoziție, poate să tragă de atenție un politician într-o mie de feluri. Dar mă bucur iarăși să găsesc capătul ăsta de pod. Îmi pare foarte bine. Florentina, spune-mi, te rog,
te duce către un politician cu agenda ta. Uite, am văzut pe pagina de Facebook postări cu căței. Probabil că drepturile animalelor, ăsta cred că e un subiect de care ești interesată. Te duce către un politician cu agenda asta? Da, aș face. Doar că un mic lucru m-ar opri și faptul că am avut o oportunitate, să zic așa, la mine în comună, pentru că eu stau la sat. Am avut o invitație din partea primarului, bineînțeles, de a cânta. Eu cânt muzică populară, pe pat, care sunt doleanțele mele, dacă aș dori, bineînțeles, nu l-am putut refuza, și mi-a spus, revin cu un telefon. Am așteptat o zi, două, trei, patru, a trecut o săptămână și telefonul nu a mai revenit. Și m-am întâlnit cu dumnealui după, pe stradă, pur și simplu, și eram la modul și dezamăgită în același timp, pentru că știind că mi-aș fi putut reprezenta comuna, practic, că asta făceam până la urmă, am fost un pic dezamăgită pentru că dumnealui nu a vrut să promoveze tinerii și să promoveze frumosul, practic. Și observ și acum la parlamentari că prin noile legi de a nu ne duce la școală, de a închide restaurante, cafenele, tot ce există, nu știu, așa, parcă pur și simplu ei ne pun câte o piedică în momentul în care vrem și noi să evoluăm. Pentru că eu, sinceră să fiu, la 17 ani, fiind solistă de muzică populară, îmi câștigam banii mei proprii prin intermediul muzicii, dar acum, fiind cu pandemia și fiind restaurantele închise, eu nu am parte acum de așa ceva. Și de asta spun, și la anumite concursuri, când mă duceam prin țară, întotdeauna trebuia să existe cineva cu o putere mai mare decât a mea și să fie oarecum totul mușamalizat și niciodată tinerii care își dădeau silința și care pur și simplu aveau talent și voiau să arate ceva, că pot face, întotdeauna erau decăzuți și de fiecare dată cel care nu avea talent sau cel care poate era dezinteresat și era împins de părinți doar pentru a face ceva în viață, întotdeauna aceia câștigau. Și astea sunt pentru noi tineri, adică cel puțin pentru mine la 17 ani, oarecum e o mică frustrare și mă pune pe gânduri câteodată să zic, bă, dar eu chiar nu sunt bună în ceea ce fac. Adică de multe ori apar întrebări. Și de asta zic, mie mi se pare că Parlamentul întotdeauna vrea ca noi ca țară, noi ca populație, să nu evoluăm, să rămânem exact acolo, mediu, jos de tot, ei să fie în frunte, iar noi cu părerile noastre să le ținem pentru noi și totul restrâns. Eu asta cred. Aș vrea să revin la ce spunea Doru mai devreme, apropo de punctul ăsta de vedere. Totuși, Parlamentul, așa cum este el, este oglinda noastră. Este oglinda măsurii în care ne-am implicat sau nu ne-am implicat. Și trebuie să ne asumăm lucrul ăsta exact cum ne asumăm orice fel de decizie pe care o luăm în viață. Mai mult decât atât, voi sunteți și în punctul în care decideți ce se va întâmpla peste un an, la scrutinul următor, pentru că acum vă formați niște convingeri legate de vot. Asumarea unui rol activ acum se întâmplă. Eu cred că pentru un tânăr, cuvinte ca niciodată, nimeni, cred că sunt foarte, foarte puternice și mă strânge așa puțin când le aud. Sunt multe, multe șanse. Iar pentru o solistă de muzică populară, internetul oferă niște oportunități cu totul și cu totul interesante, pe care domnul primar, oricât s-ar chinui el să te ține departe de faimă, n-are cum să ți le fure.
Deci eu zic că e un moment bun pentru reinventare, pentru puțină creativitate, pentru că sunt sigur că dacă găsești scena potrivită, publicul tău e acolo pentru tine. Așa cum sunt sigur că dacă alegem să ne implicăm și dacă Ioanele, Dianele, Bogdanii, Tudorii, Florentinele pornesc așa un val, eu sunt sigur că sunt politicieni acolo care fie că doresc asta, fie că nu își doresc neapărat, vor asculta. Pentru că e foarte important. Sunt procente la bătaie pe care nu-și permit să le piardă. Vreau să vorbesc și cu Bogdan. Bogdan, spune-mi, te-ai duce mai departe către un politician cu agenda ta? Cum? Nu mă stai cu agenda mea. Și aici vreau să fac referire. La o persoană relativ controversată printre noi ăștia tineri. Și vorbim de acel faimos YouTuber, Shelly, care s-a dus cu o scrisoare înmânată la Ministrul Educației. După care au urmat alți elevi după el. Vorbim între 1000 și 2000? Nu. Vorbim între 5000 și 10000? Nu. Vorbim de aproape 20 și ceva de mii de elevi care s-au dus cu acea scrisoare înmânată la Ministrul Educației. Și nu a primit nimeni niciun răspuns. Și este trist, din atâtea scrisori primite, scrisori adresate, scrisori publice, care sunt adresate către o singură persoană, să nu depui nici minimul efort să răspunzi cel puțin la una. Dar vreau să continui linia asta deschisă de tine. Oare e corect să lăsăm pe bietul Shelley să ducă povara acelor 20.000 de scrisori? Oare n-ar fi trebuit, dacă problema e atât de importantă și arde, să o continue încă 20.000 de mici Shelley și să ajungem la 200.000 sau la 2 milioane? Poate 2 milioane de scrisori n-ar fi rămas fără răspuns. 20.000 au rămas fără răspuns. Ce părere aveți? Bogdan, aș vrea să te întreb, Bogdan, ce conținea scrisoarea aceea care a prezentat 25? De principiu, toate nemulțumirile întâmplate în sistemul educativ. Nu am cum să le spun în momentul de față, pentru că nici eu nu mai țin minte, dar sunt mai mult ca sigur pentru că aprobam ceea ce era scris acolo. Nu am avut nici cea mai mică intenție să nu fiu de acord. Am fost tot timpul complet de acord cu ce scria acolo și parcă aș fi scris eu acea scrisoare. Gen, erau fix lucrurile care mi s-au întâmplat mie și presupun că s-au întâmplat multor altora după mine. Scrisoarea a fost dusă de Shelley, da? Scrisoarea a fost dusă de Shelley. Mă întreb dacă nu cumva aici e o problemă, pentru că o scrisoare trimisă de Consiliul Național al Elevilor, de exemplu, într-un mod formal, poate că ar fi avut o altă soartă. Dacă mi-aduc bine aminte, Shelley e tipul care, printre altele, a făcut și un pic de shaming cu doamna ministru, puțin pe YouTube. Și mă întreb dacă nu cumva, când punem un dialog în termenii ăștia, cineva, nu știu, acum departe de mine intenția de a-i lua apărarea doamnei ministru. Eu, unul, aș fi răspuns în orice condiții. Dar mă gândesc că poate contează și cum începi o discuție. Pentru că, nu știu, de exemplu, dacă tu ai răspunde cuiva care în prealabil te jignește, zic și eu, să spune. Da, David, cred că voie să spui ceva și te-am întrebat. Părerea mea este că chiar și 20.000 este un număr foarte mare. Și dacă la acele 20.000 nu a putut să răspundă, ce pretenții avem să răspundă la 1.000.000? Adică mi se pare un număr enorm de scrisori trimise către Ministerul Educației și până la urmă, de către doamna ministru, și până la urmă nimic nu s-a întâmplat. Doamna ministru încă își susține punctul ei de vedere și nu a băgat nicio scrisoare în seamă și niciun măcar un elev. Am și eu o completare aici. Cineva mult mai isteț decât mine, cu care am făcut niște cursuri, îmi spunea că
persoana care, majoritatea persoanelor care intră în Dedeman și se duc la raionul de scule de bormașini, nu au nevoie de o bormașină, nici măcar de un burghiu. Au nevoie de o gaură de 8 mm. Cred că aici e foarte important să vedem ce ne trebuie în urma acțiunii respective. Avem nevoie de 20.000 de scrisori sau avem nevoie de un răspuns? Dacă avem nevoie de un răspuns și 20.000 de scrisori nu sunt de ajuns, atunci trimitem 200.000. Și dacă 200.000 nu sunt de ajuns, pentru că lucrurile din scrisorile alea contează pentru noi și sunt importante pentru atât de mulți elevi, trimitem 2 milioane de scrisori. Până când ni se răspunde. Și o să ni se răspundă la un moment dat. E important ce spune Doru. Discursul trebuie să rămână într-o zonă constructivă, într-o zonă în care pornim de la lucrurile care ne unesc. Pentru că ați văzut, chiar și în discuția asta, deși am baleiat din zona negrului absolut într-o zonă mai luminoasă, mereu au existat capete de pod și mereu în discuția cu autoritățile există lucruri care ne unesc. Important este să avem în vedere și asta. Modul în care începem să construim. Dar esențial este să ținem mereu ochii pe minge. Ne impresionează numărul de scrisori sau ne interesează răspunsul? Și vrem al naibii de mult să-l obținem. Pentru că dacă vrem să-l obținem, atunci eu sunt sigur că voi aveți metodele să-l obțineți. Din păcate, domnul ministru nu a putut da un răspuns concret în martie sau în iunie, când a trebuit să dăm examenele. Până la urmă, cum se vor ține, cum se vor ține și ne-au ținut amânați vreo 3 sau 4 luni de zile de când a început pandemia. Dar dacă ați schimbat destinatarul? Dacă doamna ministru nu vă răspunde și scrieți prim-ministrului că sunteți nemulțumiți de doamna ministru, că nu vă răspunde, nu vă bagă în seamă și voi aveți probleme importante. Da, mie observația mi se pare foarte, foarte bună. Esențial este să am instrumentele cu care îmi rezolv problema. Esențial este răspunsul la problema mea. Și ăsta e un mod foarte bun de a pune problema. Ok, am un interlocutor cu care nu am comunicare, dar nu e singurul interlocutor cu care pot să discut. Mie lucrul ăsta mi se pare foarte, foarte important. Și pentru că a început așa să-mi colțească bucățica asta de speranță, m-aș duce iarăși la Ioana. Aș merge mai departe cu întrebarea asta. Cum punem problemele astea care ne ard? Păi, în primul rând, limbajul face diferența. Însă, acum, revenind puțin la Shelley, Shelley chiar a folosit un limbaj frumos, un limbaj special adresat unei doamne prim-ministru, însă nu a primit. Mesajul lui a fost publicat și pe Instagram și pe Facebook, adică cumva totul, cred că a ajuns la dumneai, dar nu, poate că nu a răspuns. A avut și dumneai motivele ei, poate s-a prea mult așa simțit că nu e cazul să răspundă printr-un mesaj, poate că are nevoie să-și exprime părerea la televizor, poate nu, are și dumneai motivele ei. Toți am sărit cu ideea că Shelley are dreptate, că toți, așa este. Noi tinerii luăm apărarea lui Shelley și suntem automat 100% de acord cu ce spune el, pentru că are dreptate. Și noi o luăm, să știi. Da. El acolo ce spune are dreptate. Și doamna ministru, acum nu trebuie să se înțeleagă că noi suntem total, total împotriva doamnei sau împotriva oricărei persoane de acolo. Nu este așa. Cum ne-a spus și ne-a sugerat doamna profesoară, cred că ar fi o idee bună să adresăm acest mesaj și unei alte persoane. Poate că nu a răspuns din anumite motive, dar poate altcineva ne va răspunde. Noi sunt sigură că nu am luat în calcul posibilitatea de a trimite acest mesaj alte persoane. Vorbesc din experiența mea. Chiar nu m-am gândit să trimit mesajul acesta alte persoane. Cred că dacă ne-am
tot așa ne-am unit, poate chiar ar trebui să ducem mesajul ăsta spre cineva mai înalt. Nu știu acum dacă se poate și spre domnul președinte, poate că este o problemă, poate o considerăm minoră, dar noi o considerăm foarte importantă, poate că mesajul lui Șeri nu a fost potrivit și noi trebuie să reformulăm încât să înțeleagă că și dumnealor au dreptate și noi. Cumva să fie la mijloc, pentru că dreptatea mereu este la mijloc, indiferent de ce părți sunt, sunt la mijloc. Asta e, nu știu ce, trebuie să mă mai gândesc dacă e să spun ceva, vă mai transmit pe parcurs. Diana? Ești tăcută așa. Ce părere ai? Cum ar trebui să puneți problema? În primul rând, după cum s-a spus și mai devreme, modul în care te adresezi face tot. Dacă, de exemplu, dacă te duci așa cu tupeu și încerci într-un fel să îi strici imaginea acelui om, normal că nu ți se va răspunde. Consider eu. Adică eu una aș fi puțin reticent înainte de a răspunde. Aș fi puțin ok, păi dar de ce ar trebui să-ți răspund ție când tu te comporți așa? Într-adevăr, dacă nu s-au răspuns la 20.000 de sau câte scrisori s-au spus, ar trebui să se insiste. Dacă nu se poate și nu se poate, ar trebui să se schimbe omul la destinatar. Așa. Pentru că până la urmă se va găsi un om să ne răspundă. Încercarea moarte n-are, adică totul e să încerci și să crezi în ceea ce vrei să faci. Altfel, n-ai cum să faci nimic. Vreau să îl întreb pe Doru ceva de data asta. Eu m-am uitat la ceas și văd că ușor, ușor ne apropiem de sfârșitul celor două ore. El având mult mai multă experiență de moderator decât mine, eu zic că ar fi momentul unui tur final de păreri. Ce părere ai, Doru? Da, da, sigur. Cam așa ar trebui, zic, să ne apropiem de final. Atât aș spune eu, Vali. Mi s-a părut importantă remarca ta cu capetele de pod și cu faptul că orice discuție, orice confruntare până la urmă între mai multe părți trebuie să plece de la un a priori, așa, de la un dat de bunăvoință. Ambele părți, sau mă rog, cât or fi, poate sunt mai mult de două, ar trebui să încerce să vadă un pic și felul de a vedea al celuilalt. Aș fi vrut să o întreb pe Florentina, dar n-am mai intervenit atunci și nu o să o mai pun acum să răspundă, dar mi-ar plăcea să se gândească la chestia asta. Ce-ar fi decis ea dacă ar fi fost prim-ministrul României în momentul ăsta? Și ar fi trebuit să se gândească nu numai la cei care nu au unde cânta, ci și la oamenii care se pot infecta în aglomerații, la faptul că am depășit deja limita de locuri la ATI-uri, de exemplu, sau faptul că avem 200 de morți pe zi. Și poate că ți-ai menține decizia de a deschide restaurantele, poate nu. Cum ar gândi oare un ministru? Acum eu joc un rol oarecum ingrat, pentru că eu în viața reală, când n-am mască la figurat și la propriu, eu sunt aproape întotdeauna de partea tinerilor. Sunt întotdeauna de partea voastră, mai degrabă decât de cea celorlalți. Dar pentru că acum voi aveți scena în dezbaterea asta, am ținut cumva să aduc și partea celuilalt în discuție. Cu siguranță că nu întotdeauna oamenii politici gestionează cum trebuie lucrurile. Însă, cred că un început e să ne și punem în mintea și în pielea unui om politic atunci când are de luat decizii care nu mă mai privesc doar pe mine, ci privesc o țară întreagă. Și poate atunci, cum să spun, și felul în care noi ne raportăm la ei ar deveni un pic mai puțin încrâncenat, un pic mai deschis și așa mai departe. Cam asta, și încă ceva voiam să mai spun, după care eu am să le mulțumesc copiilor care au fost absolut extraordinari. Mă bucur că a ieșit o dezbatere minunată. Sigur, acum probabil iau feeling-ul ăla, mamă, n-a ieșit ce trebuie, ăștia așteptau de la mine cine știe ce. Nu, a ieșit exact ce trebuie, a fost foarte mișto, uite că zic a doua oară.
și sunt mândru că împreună cu colegii mei am reușit să facem, după părerea mea, cele mai tari trei dezbateri care au existat în perioada electorală, cum să spun, așa, de departe, din punctul meu de vedere. Spuneam, aș vrea să mai fac o observație. Am auzit-o pe Ioana spunând de mai multe ori să ne unim, să facem, să fie consens, să fie bine, să fie frumos. Aș vrea să vă spun un lucru. Politica există tocmai pentru că nu putem să ne unim și să fie consens. Politica există la oameni tocmai pentru că fiecare are un căpețel de dreptate. Unul își vede cântatul lui, altul vede că n-are tablete, altul are un frate care nu mai face școală ca lumea, altul n-are căldură, altul mai știu ce n-are și așa mai departe. De fapt, politica există pentru că noi nu ne putem înțelege niciodată 100% unii cu alții. Și când nu ne putem înțelege niciodată 100% unii cu alții, avem fix două căi. Una este calea războiului. Scoate-i pe ceilalți din joc, ia-le resursele, fii tu ăla mai puternic. Istoria e plină de așa ceva. Ați auzit, de exemplu, vreodată de tribul Moriori din Noua Zeelandă? Probabil nu, pentru că a fost exterminat de Maori acum 1000 de ani. Maorii sunt cei care actualmente sunt strămoșii neozeelandezilor pe care îi vedeți voi câștigând campionatul mondial de fotbal. De rugby, scuze. De fotbal nu. Nu. Sper să n-ajungem până acolo să câștige Noua Zeelandă și campionatul de fotbal. Dacă nu vrem să rezolvăm așa conflictele dintre noi, prin violență, prin agresivitate, atunci avem nevoie de politică. Și mai mult, avem nevoie de voi. Avem nevoie de oameni curați, cu mintea curată, cu sufletul curat, cu intențiile curate, ca să primenească și să schimbe fundamental spațiul ăsta politic. Nu o să găsiți un spațiu pur acolo, pentru că nu e pur. Dacă ar fi fost pur, ne năvăleam toți. Nu, el e un spațiu cu bube și cu probleme, cu probleme adânci, unele de zeci de ani. Așa că dacă vă duceți în politică, ar fi bine să înțelegeți unde vă duceți, dar să continuați să vreți să faceți binele. Chiar dacă veți da de nedreptăți, chiar dacă veți da de tot soiul de lucruri care pe moment o să vă descurajeze, eu cred sincer și eu principalul motiv pentru care am făcut proiectul Votez, eu cred sincer că șansa României pe termen lung sunteți voi. Nu știu dacă acum, nu știu dacă peste 4 ani, dar fără ca voi să vă implicați, dacă voi veți continua să fugiți din România și din... Sigur că e o opțiune respectabilă. În fond aveți o viață și poate vreți să vi-o trăiți. Calea cea mai simplă e să mergeți într-o țară unde politica chiar funcționează altfel. Sau unii dintre voi poate o să decide să rămâneți aici și să puneți umărul. Eu asta am avut să vă spun. Și las pe Vali să vă dea cuvântul de final. Încă o dată vă mulțumesc, sunteți absolut superb și abia aștept să ne revedem. Mulțumesc mult. Mulțumim mult, Doru. Mulțumim foarte mult. Eu aș încheia cu o întrebare care oarecum să tragă concluzia. Ce facem? Ce facem? Ne facem pasul înapoi, ne uităm nemulțumiți la politică așa ca la o vitrină sau facem pasul în față? Facem pasul în față, venim în întâmpinare, impunem o agendă a tinerilor de care să nu se mai poată, care să nu mai poată fi trecută cu vederea, de care să se țină cont. Ce părere aveți voi? Ce facem? Diana. Odată ce... Zi, David. Odată ce suntem toți uniți, putem dărâma și munții. Odată ce toți putem face, nu mai putem spune nimic. Ok. Important este să fim uniți, toți. David, te avertizez că ăsta este un mesaj tonic și plin de încredere. Mulțumesc. Diana? Păi... trebuie să facem acel pas în față și, da, cum s-a spus, trebuie să fim cu toții uniți și să ne gândim la neapărat aceleași lucruri, dar să fie în aceeași context.
nu numai pentru noi, ci pentru binele tuturor, pentru că până la urmă nu e numai, e și pentru cei care vor veni și pentru toată lumea, aș putea spune. Dacă noi ne mobilizăm și chiar putem face ceva împreună. Mulțumesc mult. Bogdan? Consider că în fiecare ocazie, fiecare oportunitate se pot lua măsuri. Și aceste măsuri să aibă un efect pozitiv. Doar că ne trebuie ambiția, multora le lipsește această ambiție, ne trebuie puterea pe care mulți dintre noi o avem, dar nu știm cum să o punem în bun folos. Și nu în ultimul rând, ne trebuie și lumea care să fie de acord cu noi. Ok. Florentina? Ne trebuie ambiție și trebuie să avem încrederea aceea în noi că indiferent de câți vom fi sau cum ne vom mobiliza să ne formăm acel grup, trebuie să știm că într-un final vom reuși. Se va produce acea schimbare pe care noi toți ne-o dorim. Super, mulțumesc. Ioana? Păi, personal, în urma acestei discuții mi-am mai așezat gândurile, ideile. Am primit răspunsul la anumite întrebări, ceea ce este foarte bine, cel puțin la vârsta asta, orice întrebare merită un răspuns. Și noi, ca și tineri, trebuie să știm să ne modelăm ideile, să știm să le abordăm și cu siguranță vor ajunge unde trebuie. Și cu cât ne implicăm mai mult, cu atât va fi mai bine, pentru că noi toți avem o pasiune și pasiunea noastră este să ne bucurăm de ce avem în jurul nostru. Să știm să ne bucurăm de absolut orice. Și dacă noi, în momentul acesta, o să ne bucurăm de ce avem, prin această pasiune a noastră, o să reușim să depășim orice obstacol. Întrebările noastre vor primi răspuns, sunt sigură, că până la urmă asta este cel mai important, o să primim răspuns. Și dacă ne unim, cu siguranță o să fie bine, pentru că și vocea noastră este importantă și vocea noastră este auzită și totul va fi bine, cu siguranță. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele astea extraordinare de final. Mai este o persoană căreia aș vrea să-i dau cuvântul. E vorba de Doina Geru. Da, mulțumesc, Vali. Mă uitam la copii și vreau să-i felicit din suflet pentru că au avut curajul să vină aici și să-și expună ideile și să vorbească sincer. Le dau dreptate în toate privințele și vreau să țin în minte un singur lucru după dezbaterea asta. Probabil că este un citat pe care ei l-au mai auzit sau dacă nu l-au mai auzit, e bine să-l audă acum. Microfonul, Doina. Acela că esența democrației este ca următoarea. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Și pentru asta mă bucur foarte tare că au fost aici și știu că pentru ei vor înțelege lucrul ăsta și mi-ar plăcea să țină cont de lucrul ăsta în implicarea lor pe mai departe. Felicitări tuturor! Mulțumim frumos! Felicitări! Îmi revine trista sarcină de a încheia discuția de astăzi. Eu nu m-am simțit excelent. Mi-a plăcut enorm de mult. Mi-a făcut o plăcere deosebită să vă ascult. A fost o discuție vie. Mă bucur foarte mult că am discutat liber. Mi-a plăcut să văd focul ăsta din cuvintele voastre. Mi-a plăcut hotărârea voastră.
Nu e adevărat că avem o generație blazată care nu e interesată de vot. Nu. Sunt oameni care pun pasiune, sunt oameni care au probleme, care știu ce vor și trebuie neapărat să facă lucrul ăsta. Și ce-i foarte important, am descoperit o fărâmă de speranță. Și asta este esențial, da? Cu speranța construim podurile astea. Și am găsit-o în cuvintele tuturor dintre participanți. Oricât de apăsătoare au fost problemele pe care le-ați descris, eu aș vrea să plecăm de aici cu ideea că voi aveți o voce. Aveți dreptul la o voce. Lucru foarte, foarte important. Vă ascult, îmi place enorm ce aud și mă uit în jur și sunt conștient că ce văd în jur e departe de cea mai bună țară în care putem trăi. Ascultându-vă pe voi, îmi dau seama că e departe de cea mai bună țară în care putem trăi. Pentru că cea mai bună țară în care putem trăi este țara în care Dianele, Bogdanii, Florentinele, Ioanele, Tudorii au o voce. Vorbesc, cer, găsesc soluții. Și sunt oameni care primesc din partea lor puterea, odată la 4 ani, care preiau sarcinile astea și le duc mai departe. Pentru că știu că Dianele, Bogdanii, Ioanele, Florentinele, Tudori, ei sunt motorul care o să ducă mai departe lucrurile. Asta îmi doresc cel mai mult. Aveți o voce, aveți dreptul la ea, pentru că o să vă cerem în curând să vă angajați, sau să vă faceți afaceri, să plătiți impozitele, să aveți familii, să fiți cetățeni utili, să vă implicați. O să vă cerem toate chestiile astea. Măcar atât putem să vă dăm în schimb. Și să ascultăm de ea. Și asta face proiectul ăsta. Proiectul ăsta e o scenă. Proiectul este o scenă care așteaptă voci. Și noi așteptăm voci pe scena asta de la Merito. Asta facem. Acum nu a mai rămas decât atât. Să ascultăm vocea voastră. Și vocea voastră sună votând. Mulțumesc foarte mult pentru o seară absolut minunată. Mă bucur că v-am avut ca interlocutori și sper să ne auzim cât de curând. Seară bună! Ne vedem pe 6, acel 6 la care o să puteți voi să votați, da? Seară bună, mulțumesc mult! Seară bună, la revedere! La revedere, mulțumim și noi! La revedere!